Georgeta Brianca are 4 ani și de la 9 luni mama ei a observat că aceasta are probleme motorii, așa că s-a prezentat la medic. Specialistul a fost categoric. Micuța suferea din naștere de paralizie cerebrală, tetrapareză spastică și retard în dezvoltare. Problema fetiței este în felul următor. Ea suferă de o boală grea, paralizie cerebrală și tetrapareză spastică. Deci asta este, poate să fie ori de la un vaccin, ori, nu știu, din naștere, nu știu, deci nu-mi spun exact care este cauza. Vestea a căzut ca un trăsnet peste femeia care își crește singură cei 3 copii mici, doar din alocația de la stat și din salariul de 570 de lei pe care îl primește acum ca asistent personal al Georgetei. Singurul sprijin de care mama Georgetei ar fi putut beneficia, tatăl copiilor, cu care femeia trăia în concubinaj, i-a părăsit acum 6 luni și de atunci nu a mai dat niciun semn de viață. Boala fetiței este recuperabilă prin fizioterapie, tratament pe care aceasta l-a urmat la București pentru foarte puțin timp. Ca să dea rezultate, recuperarea trebuie să fie continuă, iar pentru aceasta este nevoie de bani de care mama nu dispune. Paralizia cerebrală, după cum mi-au spus, nu se mai poate vindeca. Doar pareza asta vine că nu mai este așa spastică cum era prima oară. Deci, la vârsta de un an, era pur și simplu, era foarte înțepenită, deci nu putea să se joace, să se apuce de ceva, să facă ceva, deci nu putea. Acum, pur și simplu, de când am fost în București, la vârsta de un an de zile, am stat internată cu ea 20 de zile acolo, am făcut un tratament special, fizioterapie și ergoterapie, deci mai multe. De atunci, de când m-am externat din București cu fetița, deci vreau să spun că când am venit acasă am văzut randament. A dat randament, a început să dea în funduleț, a început să mai vorbească ceva, adică să zică papa astea. Se mai joacă? Da, se mai joacă, dar de atunci n-am mai avut posibilitate să mai plec, pentru că eu cu acești 3 copii mă descurc foarte greu. Deci nu am unde să stau cu ei, aici unde stau, stau cu chirie, plătesc gazdă, nu am apă, nu am curent electric. Doctorița mi-a zis că trebuie tratamentul să nu lipsească, deci trebuie să lupt foarte mult cu fetița dacă vreau să o văd măcar să meargă. Asta îmi doresc, nu vreau nimic altceva decât să o văd măcar mergând. Și atât. Măcar acolo, chiar dacă merge strâmb, cum merge ea, dar să meargă pe picioarele ei. Asta îmi doresc din toată inima, ca cineva să vină să-mi facă fizioterapie la fetiță. Dar îmi trebuie bănuți. Pe oricine am găsit, îmi ceri bani. Deci nu-ți vine nimeni fără să... Deci cei care au milă de copilul ăsta, de această fetiță care ar putea să meargă la grădiniță cu fratele ei din mână, acum, care are 4 ani. Deci cei care au milă de ea și dacă vor să doneze acolo cât le lasă inima pentru fetiță, eu le mulțumesc din toată inima. Nici n-am cuvinte cât de mult aș putea să le mulțumesc la acești oameni. Cei care pot și vor să o ajute pe Georgeta să-și recupereze copilăria pierdută pot suna la redacția Vox TV la numărul de telefon 0753111194 sau ne pot scrie pe adresa contact@voxtv-galați.ro.